Stai interesat? Dar cu cine te mai judeci? Tot cu vecinul și ala hapsân? Tot, tot. Și tot cu avocat de stat? Bă, nici unul nu a făcut nimic. Ia că vă iarătăți. Dar nu depinde numai de avocat. Depinde și de judecători, și de polițiști, de cine a mai examinat cazul. Și de primărie, nu? Că acolo e cu litigiu, cu pământ, parcă, nu? Da, domnule. Dar eu știu că avocatul și el, și de colo, și de el... Apoi deșerut pot să cer și eu. Dar nu-mi de. Deși ajung atâtea dosare la CEDO, ia ca ieri, că pierdut Moldova în fața lui Mătăsaru. Da, el a cerut libertate de exprimare și ăștia au zis că, hei, nu, că... Cu limită, că n-ai voie să faci caca în fața CNA. Ha? Și ia ca ce dovezi. Dar dacă voi așa faceți. Da. Of. Ei, ei așa fac. Ca lumea să facă. Da. Aici este lucru. Într-un loc seriu. Acasă, liniștit. Sărbesc venirea iernii. Și crezi că e pandemie, e închis. Aici afară trebuie să comunici cu ei. Oare. Dar nici buton de chemare nu mai au. Trebuie să bați la ușă, cum vor ei. Da, bată la ușă. La ușă, da. Apelați la numerele de mai sus. O, doamne. Ia, doamne. Venim la cabinet 39. Ascult, procesul este restricționat. Nu, eu am nevoie de un avocat. Înțeles. Care e problema? Problema mea se știe de mult aici. Și eu vă ascult foarte mult de tot. Procesul este oricum restricționat. Nu vă ascult, nu vă fiți nu o sănătate. Eu vă ascult. Sau vă duc neformat? Am un caz care eu dădeam vă patru avocați de ieșea și nimeni, nici unul nu face nimic. Mm-hmm. Cum aș putea eu să... să cer altul, poate, poate faci careva. Poate măcar amor faci, că n-am o... fac și vor. Cine a fost avocatul în nostru? Ia câte este eu, i-am pități patru. Ultimul care a fost desemnat, nu trebuie pități patru. Ultimul? Dar trebuie trași la răspundere dacă eu nu-și fac. Pentru asta este organul competent, care se numește Comisia de Etică și Disciplină, doar ei pot să atragă la răspunderea avocatului. Noi nu putem să ne amestecăm în activitatea profesională a avocatului. O, Doamne, o, Doamne! Mița, pe București, 40 case. Ganciari, Ioan. Mm-hmm. Ultimul care. Nu, nu toți fac în care. Exact, Bulgac. Gânciar Ion. Ultimul desemnat. Ultimul, da. În 2018, da? Dar îmi pare că ar trebui tățărești ea, așa ea, să... să-i scoate mureacă la... Păi este comisia de etică și disciplină. Un organ care poate să atragă la răspundere avocații. Noi nu suntem în drept să atragem la răspundere. Dar care e comisia aceea? Cum se cheamă? Comisia de etică și disciplină. La Uniunea Avocaților. La Uniunea Avocaților. Pe București 46. Un important care poate să atragă. Da. Oficiul teritorial nu este. O să mă duc. O să mă duc. Oficiul teritorial poate rupe contractul cu ei să nu mai presteze servicii pe banii statului de mântuială. Dar mi-a pare că ei de amă și-au primit. Dar cum nu au primit? Că au fost cu mata la ședință. Dar nu au fost nicăieri. Cum adică? Cum nu au fost? Nu au fost niciun niciodată o ședință, mă, cu dânsi. Și centrul de asistență juridică arandată de stat zici că nu poate să facă nică. Nică, nică. Rupe relația cu ei dacă nu... Da, mă, nici mă duc. Probabil i-au plătit pentru munca asta. E clar lucru că-l plătit. Dar mi-a pare că și în jumătate face ei. Avocatul primește remunerare doar pentru acțiune, nu și pentru inacțiune. În cazul că avocatul, cum dumneavoastră v-ați exprimat, nimic nu a făcut, ei nu primit nicio remunerare de la stat. Ei, nu știu. Ei, nu știu. Nu știu. Nici nu numai, e ca doamna asta, e ca am așa să vă spun,
Bine, care e întrebarea totuși? Vrea avocat să apere. Care e întrebarea, crezi, că a venit aici de la Orhei? Bădean... Vrea avocat, vrea apărat. Da, vreau apărat. Bădean Ina. Bădean Ina a fost numai la o ședință. A fost la o ședință. Și se vede că a fost influențat asupra ei. Doamne, dumneavoastră, vreau să vorbiți cu mine. Eu vă ascult, care este... O bătut la ușă, vrea avocat, e clar? Care este natura cauzei? Pentru ce vă trebuie avocat să vă adresați în instanță? Tu ce caută pentru ce au fost oamenii ăștia angajați până acum? Obligat de această scaută. Dar stai cu mâinile în buzunare, așa, în fața justițiabililor, ești obligat? Ia cheamă-te, rog, șeful. Ia cheamă-te, rog, șeful. Vrem să vorbim cu șeful, că altfel protestăm chiar acum. Cheamă-te, rog, șeful. Asta nu e atitudine de angajat al statului în fața cetățeanului care îți plătește din impozite salariul. Păi și eu plătesc impozite. Du-te, te rog, și cheamă șeful. Și nu du-te, dar duceți-vă, noi nu suntem... Păi duceți-vă, dar să veniți amândoi. Vreți ca să... Ce atitudine, băi, cu mâinile în buzunări, care natură? Să-i povestești la fiecare așa. Da. Să te umilești, în patru labe să mergi. Dar nu vor să facă nimeni, că eu idee... Dar-ți plătiți din banii noștri. Așa-i patru avocați au fost plătiți până acum, în mod sigur. Numai decât, că eu și eu nu cred, dar întreb de ce cauză nu fac nică. Exact. Care e natura? De ce ai venit? Dar oare de ce am venit? Da. De plăcere. Te văd cum stai cu mâinile în buzunări. Stai cu mâinile în buzunări și cum mă întreg. Da, cum. Scara aici. Care-i? Mă, Mirco a pus un scaun. Până acum nici masă, nici scaun nu era. Și de așa în picioare oamenii. Da. Pe scări, pe acolo. Dar câți oameni vin țărași aici? În fiecare zi vor dreptate. Vor, dar unde un salon? Dar este avocatul poporul. Care e? Ia că au făcut căcaturi mari și avocatul poporul. Taman e scandal cu ea acum. Așa-și trebuie. Și un scandal s-o... De ce? Păi nu, că-i cer demisia la ora 12 și s-ar putea să-și prezinte demisia. Faci conferință de presă. Nu, iată, vedeți cum lucrează avocatul. Șagheu a fost numit în funcție. Dar, mata, știi că sunt avocați care se vând. Sunt? Normal că sunt. Cum sunt politicieni tine, care se vând, sunt judecători care se vând. E de la tine cum bani și faci ca când te aperi și el, la urmă, se dă și la așa, de partea la așa lanț și la apără. Unde e procurorul care mi-a luat avocatul? Că se dă, așa, am avut eu cu unul din sat, și se dă în fața, am intrat la judecat și se dă lângă procuror și lângă așa, judecător și dacă a fost vorba că avocatul ei să nu știe. Vă închipuiți? Bună ziua. Domnul șef, bună ziua. Cât o să mai țineți oameni aici pe scară? Pandemie de mult a trecut, în instanță stau câte 100 în sala de judecată. Dar dumneavoastră tot pe scară îi țineți aici. Mă mir că ați scos un scaun. Uitați-vă, este dispoziția. Eu tot... Păi cât? Cât? Păi dar eu nu sunt șef ca să-i mai expun. Nu sunteți șeful instituției? Este instituție care îmi este dispoziția. Băiatul ăsta a ieșit și de cu mâinile în buzunări și a tratat cu dispreț, cu superioritate pe femeia asta. Dar ea vine a patra oară, obține a patra oară de avocat. La video dumneavoastră acum, după care... A patra oară obține avocat și nu fac nimic. Câți avocați am avut eu și nici unul... Și băiatul întreabă și vrei, dar oare și vrea? Vrea dreptate. Eu m-am întrebat în așa o manieră, domnule. O să ne uităm pe video, să uite șeful pe video. Fără nicio problemă, eu am întrebat care este natura cauzei. Până acum, doamna, nu mi-a explicat care este natura cauzei. Nici unul nu a mers cu mine în instanță. Nici unul. Numai doamna Ina Bădean, da, a fost, dacă nu a fost vorba că să ajung la Curtea Supremă de Justiție, dumneavoastră, te rog, nu pot. Se vede că cineva a influențat asupra ei. Influențat, dar și ei nu știu. Ca să-i îngodeaj, da? Ca să îi îndorgeaz, da? A fost sărmană și a făcut ceva. La Curtea de Apel a fost desemnată. Cine locuiește? Da, doamna Stici, mi-a făcut o încurcătură. N-aveți idee, înțelegeți ce încurcătură mi-a făcut. Tatăl e prieten bun cu aia care eu mă juri. Și... Ea trebuia să autorecuzeze. Nu știu, e fica lui. Ea trebuia să știe. Nu, nu aveți idee și... Asta e conflict de interese și poate fi denunțat penal. Păi... Se poate, dar... Trebuie să știi legile. Ultimul Gonciar Ion. A fost vreodată la ședință? Nu a fost. Ne ducem să luăm, știți, mărturii. Și
El în fașă este pământul Israel luat la primăria Brămceni, fără documente, fără nimic la Mălăiești. Și el întreabă pe bunelul Fietica, când el e căsătorit încolo la Orhei, și întreabă, zice, bunele, dar poate să plătească dacă pământul nu-i trecut, n-are documente în Brămceni? Bună ziua, domnul Gânciar, părgări, Maxim. Vorbești cu Bărnar Maria, beneficiarul dumneavoastră, care este situația cu dosarul? Decizia din 2018-28-06. Haideți să-i transmit telefonul și să puteți spune. Da, este la mine, că dacă vreau să-i dai telefonul, vreau să-i spune cu mine. Păi, că vă explici că singur nu am înțeles. Poftim, domnul Măcean. Bun. Dar și să vă sun eu, să vă sun eu. Spuneți și. De ce n-ai mărt cu mine judecată? Iată, eu mă întreb care judecată, vă înțelegeți? Eu nu știu, știi. Și eu... Da, de la Mălăiești. Dar cum?